La inițiativa instituției prefectului, astăzi a avut loc la Inspectoratul Școlar Județean o întâlnire a directorilor unităților de învățământ din municipiul Deva, care nu beneficiază de sistem de încălzire, cu reprezentantul distribuitorului de gaz metan. Întâlnirea a avut loc în contextul în care directorii școlilor unde urmează a fi montate centralele termice nu aveau garanția că va fi asigurat gazul metan pentru alimentarea acestora. Săptămâna trecută am avut o întâlnire cu directorii unităților de învățământ care încă nu au căldură și la care investițiile sunt în diverse faze, iar aceștia ne-au spus că s-ar putea să întâmpine probleme cu distribuitorul de gaz pentru ca în urma montării centralelor termice să fie în același timp terminate și instalațiile de gaz, mai ales acolo unde ele trebuie modificate, trebuie adăugate niște noi module sau crescută capacitatea. În cadrul întâlnirii, reprezentanții distribuitorului de gaz din Deva au precizat că asigurarea instalațiilor de racordare și alimentare cu gaz pentru școlile din reședința de județ reprezintă o prioritate, iar lucrările tehnice necesare vor fi executate fără întârzieri. Am rugat să avem o întâlnire cu acești directori pentru a discuta concret situația fiecărei investiții și cum se poate face ca deodată cu investițiile pe încălzire să fie terminate și racordările la gaz. Ei au răspuns prezent și au fost proactivi, au venit astăzi la inspectorat, iar împreună cu conducerea inspectoratului am avut o discuție cu fiecare unitate de învățământ în parte și au promis că atunci când investițiile pe unitățile de încălzire centrală vor fi terminate, și racordările la gaz și creșterea capacității va fi executată în așa fel încât cât mai repede copiii, elevii, profesorii din aceste școli să poată să beneficieze de spații încălzite. În mod concret, potrivit informațiilor transmise de reprezentantul distribuitorului de gaz metan, la începutul săptămânii viitoare vor fi amplasate stații de reglare-măsurare care vor deservi 3 unități unde este necesară funcționarea acestora, fiind vorba despre liceele Cetate, Hurmuzescu și Moisil. În cadrul aceleiași întâlniri, directorii unităților de învățământ au prezentat și situația lucrărilor pentru fiecare școală în parte, iar conform estimărilor în luna decembrie pentru cea mai mare parte a clădirilor în clase va fi asigurată încălzirea. Fiecare este în alt stadiu de amasare, dar unele vor fi deja la sfârșitul acestei luni, altele luna viitoare. Finalizarea execuției lucrărilor la cele 7 unități de învățământ din Deva care nu beneficiază de căldură depinde de activitatea firmelor autorizate care le efectuează, dar și de recepționarea la termen a centralelor termice de mare putere. În totalitate, sistemul de încălzire va fi funcțional în școlile din Deva în prima parte a lunii ianuarie 2022.